O tânără de 23 de ani a ajuns cu mașina în pădure după ce a făcut un salt de peste 15 metri. Când a ajuns cu mașina într-o curbă deosebit de periculoasă, a pierdut controlul volanului și a ajuns între copaci. Tânăra a fost transportată la Spitalul de Urgență din Zalău pentru acordarea de îngrijiri medicale. Pe drumul național E81, din direcția Zalău către Cluj, s-a deplasat un autoturism, iar din primele cercetări se pare că conducătorul auto a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat în afara părții carosabile în sensul opus de mers. Din declarațiile martorilor oculari, nu au fost alte victime decât conducătorul auto, care a fost testat cu aparatul alcool test, rezultatul fiind zero. A fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, iar cercetările vor continua pentru stabilirea exactă a producerii accidentului. Vindicile. Să oprească pe sensul ăsta de mers, circulația, să văd și eu ce e pe carosabil. Salut! Nu, aia ce e. Ca să văd ce e pe carosabil. Urme de derapare, înțelegi? Da, mă, dar ar fi ce. Nu, ăsta de la ambulanță. Bă, Valea, ai cardențe la tine? Ai cardențe la tine? Silviu, treci aici. Băi, au. M-am uitat, da. Nu știu unde e mașina. Stai niște băi să scormonească acolo la creșin. Aleu, ce legătură aveți cu? Curios, nu? Da. Am avut o geantă, i-am dus-o în mașină. O luat-o pe ea, da. Acum o să te-am dus-o. Minutul de rolare. Da, minutul de rolare. Cum o cheamă pe geantă?